Spock îi trimite pe studenți la plimbare, la propriu. Edilul a fost provocat într-o emisiune radio de către un student să ofere o alternativă pentru a nu primi amenzi după ce locurile de parcare de pe o stradă din Cluj se vor desființa. Mersul pe jos și mai ales pentru studenți, cred că e o mare plăcere să te plimbi cu o domnișoară de la universitate până în centru sau până la căminul studențesc într-un mediu plăcut. Aș avea o întrebare legat de căminele studențești. Pe strada Molnar-Poiari, din câte am înțeles, se va face stradă pietonală. E prima stradă inteligentă prevăzută a se construi în Cluj-Napoca, da. Dar însă am și o întrebare. După aceea, cu locurile de parcare, noi ce vom face? Vor dispărea. Și o soluție în zona astfel încât să nu primim amenzi pe bandă rulantă s-ar putea face? Nu, să mergeți pe jos și cu transportul în comun. Sunt de acord, însă, de exemplu, eu poate vin în fiecare săptămână de acasă, pentru că lucrez și acasă. Vă luați un loc, sunt 4 parkinguri în Cluj-Napoca pe care le avem în construcție. Chiar azi am mai avizat încă unul în centrul orașului de 400 de locuri. Parkingul avizat joi, cu care se laudă primarul, este o investiție privată, iar la alte parkinguri nu se lucrează momentan în Cluj-Napoca. Edilul spune că strada Molnar-Poiariu va fi prima stradă inteligentă din România, dotată cu iluminat LED, bănci unde se pot încărca telefoanele, wireless și stații de încărcare pentru biciclete. Studentul lui reproșează edilului că încurajează mereu studenții să meargă cu autobuzul, dar nu introduce linii de transport în comun în apropierea căminelor studențești.